Mă regăsi la un nou episod, băi fraților. Sper că v-a plăcut live-ul de ieri, ziceți, salită. Perfect. Însă băi zic că salită, am fost seara asta pe live sau mai ce am zis de live, văd că se... salutări, am înțeles. Hai să nu descifrăm ce a zis domnul Crack. La acest episod vom vorbi mai mult, despre mai multe subiecte, pentru că primul subiect va fi... mi-a plăcut că ați fost mulți ieri pe live, cel puțin la început, dar la sfârșit am văzut că ați plecat. Stați pe tot parcursul ăla, deci sunt mai multe chestii pe care le facem. Ieri am vorbit, am făcut catering, mult mai multe chestii. Puteți vă uitați, live-ul a fost postat, puteți să-l vedeți dacă vreți voi. Am înțeles. Perfect. Deci am rămas cu lapsul ăsta, să deschis aplicațiile. Să vă deschis pe... Stați. Nu l-a deschis. Domnul Aox, n-a deschis aplicațiile. Păi nu, normal, așa ceva, fratele meu, deschide-le. Perfect, continuăm episodul cu... un subiect puțin mai controversat. Hai să vă zic la început. A fost mai cât să mai scrie Chaox că e ultimul live, dacă ai mai bine și când pe Chaox că zicea că pleacă la 11, da. Da, sunt șanse să nu mai rămân sub lider. Deoarece Chaox, ci că spune că au făcut o prostie, știe să mă scoată, dar Daniel spune că nu au făcut nicio prostie. Duceți-vă la Chaox și spuneți-i că merit să fiu sub lider. Așa. Vedeți că-s pe interes, mă, eu robii pe interes, mă, cum spuneți unii că-s pe donații, că-s pe... nu știu cum, în fine, continuăm. Ce vreau să vorbim despre acest episod? Adeto, da. Am înțeles. Continuăm, deci, ieri, duminică, am postat, am dat share la un videoclip cu o fată care suge o epubetă. Pe Facebook, mai frumos, am dat share la acel videoclip. Cu fata care suge o eprubetă. Era un videoclip, nu știu, nu pot să spun că promova ceva bun, dar nici că promova ceva rău. În fine, postat acasă, de la mine de acasă, fain frumos, am tot dreptul, contul meu de Facebook, public, eu postez ce vreau eu pe contul meu. Libera exprimare se numește, e dreptul meu ca de cetățean. Perfect, continuăm. Azi am fost luat și dus la director. Doar prin simplu fapt. Da, mă filmez. Pe parucă zice votați Anis Maior. Nu faci mie ce mi-ai promis. Frate, nu mă mai obligat. Sănătate, știi. La fel. Am fost dus la director, mi s-a făcut proces verbal doar prin simplu fapt că am postat o chestie care denigrează școala din punct de vedere, nu știu, din punctul lor de vedere ce puțin denigrează școala, că eu denigrez prin postări nimic, doar că sunt nervos. Hai să vezi pe video de că... 1270. Cam așa. Filmez, perfect. Deci, am fost dus la direct. Directoarea, pe lângă că m-a făcut mincinos, m-a făcut în toate felurile și-a bătut joc de mine în ultimul hal, mi-a zis că-s ca o vulpe de aia șiriată. Pentru ce nu știu, sunt la o școală simulări? Nu. Sunt la o școală pentecostală. Nu fac cuante, frate, mă plimb. Doamne, mă vorbesc, bă, deci. Vorbesc, turn off. Așa, ca să pot vorbesc. Perfect.
Am fost la direcție, m-au făcut toate felurile cum am zis adineori. Doi profesori au propus exmatricularea mea. Plus mi s-a făcut proces verbal doar prin da, zice ceva frumos, te pup, Ianis, am înțeles, el v-a zis că zice ceva de mărât, zice, era inevitabil. Continuăm. Doar prin simplu fapt, doar prin simplu fapt că am postat o chestie pe contul meu de Facebook, o chestie publică, ceea ce nu mi se pare corect și-o bătut joc în ultimul hal de mine. Adică eu, școala aia, chiar dacă ei sunt pentecostali, să nu-ți bagi joc de persoane în asemenea hal. M-a obligat, am uitat să spun, am fost obligat și chiar am făcut ce m-a obligat, dacă nu mă dau afară de școală, să postez pe Facebook în mod public, îmi cer scuze. Contul meu de Facebook, Roberto Barabas. Vă aștept cu un comentariu la acea postare, cu opinia voastră față la acea postare, că am zis, îmi cer scuze, în final, veți vedea postarea că e recent. Vă aștept cu un comentariu, vă rog frumos, în care să spuneți opinia voastră despre ceea ce s-a întâmplat, deoarece mie unul nu mi se pare frumos ceea ce s-a întâmplat, adică mi se pare că și-a bătut joc, a fost o bătaie de joc, totul a fost ca să mușa malize, de vor să pară, cel puțin așa la școală, în primul meu, de vor să pară, să aibă o, nu știu, să fie văzut bine, Robi, o glumesc, nu te super acum. Ce? Ce mi-ai zis, mă, ce glume? Nu mă super, frate, nu mă super, stai calm, nu mă super chiar așa de repede. În fine, și-o bătut joc în ultimul hal. Ceea ce nu mi-a plăcut, nu sunt de acord cu ceea ce au făcut. Sunt sătul, abia aștept, nu știu. Și posibil că mâine eu să fiu tras la răspundere, deoarece a venit foarte mult joc comentat contra școlii. Deci nu mi se pare curit, eu am tot dreptul să postez ce vreau eu, deoarece este dreptul meu de liberă ex-primare. Stai, să spun că strimit un mesaj pe WhatsApp. Așa, am pe... Perfect. Continuăm. Perfect. Continuăm episodul. Nu mi se pare că ceea ce s-a întâmplat este plus și simplu o bătaie de joc. Am dreptul să postez ce vreau eu. E domeniul public. E contul meu privat. Public. Am voie să postez. Dacă tu consideri că nu-ți plac postările mele, poți să-mi dai bloc. Nu mă enervez. Dar nu vii și îți bagi joc când faci procese verbale, când eu odată am fost înjurat de un coleg penticost, de un coleg penticostal și ăla n-a primit nimic. Adică, hai frate, s-o luăm. În fine, școala asta, nu vă zic acum nimic despre ea, la momentul potrivit. Momentan voi tace. Cum am tăcut 8 ani de cât timp sunt în școala asta, voi continua cu această tăcere în mormântală. Perfect. Hai să ne supărăm, în fine, eu sunt puțin nervos, în fine, că azi s-au întâmplat mai multe cu școala, în fine, am dat teza la istorie. Trecând peste orice chestie tristă, puteți intra pe profilul meu, cum a zis Roberto Barabas, și comentați acolo la postarea aia cu opinia voastră față de ce s-a întâmplat, deoarece nu este corect. Perfect, continuăm. Am dat azi testul la istorie, teza, am știut-o perfect. Să-mi spuneți voi, dacă a știut la teza la istorie, nouă ne-o dat din. Ce-i da opta, zic, getodaci. Deci getodaci, regalitate și religie, formarea poporului român și a limbii române și întregarea getodacilor în Roma. Da, în Roma. În lumea romană. Deci a fost foarte ușor, trebuie aștept câțiva ani, deci tu anii 87, 88, 102, 106, deci sunt mai multe. Perfect, continuăm. Deci a fost ceva foarte ușor, n-am avut mult de scris.
În fine. Bă, fraților, vedem că primez mesaje pe Facebook. Acest episod este puțin mai scurt. Scurtuț. De aceea îl vom cheia aici. Atât am vrut să vă spun informațiile astea. În fine, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Sper să mă susțineți. Un coment de bar să sugestii și subscribe dacă doriți la curent cu toate notățile și pe videoclipuri noi. Și șeați vă și pe tilmoștri, noi ne vom vedea data viitoare la un episod. La revedere, vă aștept cu o opinie pe Facebook la mine, la postarea. Pup!